Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a decis închiderea etapizată a circulației rutiere pe Bulevardul Independenței pentru continuarea lucrărilor de modernizare. Astfel se va închide circulația pe sensul de mers sud către centru de la trecerea de pieton care traversează bulevardul din dreptul Muzeului de Artă până la intersecția cu strada Gheorghe Lazăr, doar pe partea cu muzeul, lăsând liberă circulația în dublu sens pe partea cu stația de la Poșta Mare. S-a oprit acum două zile că a fost valul nu știu care, acum iară se oprește, nu știu, eu nu știu ce pregătire au oamenii ăștia. Nu suntem în stare să, cu tehnica modernă și cu mintea actuală, cu universități și cu universități, să facem o treabă, domnule. Nu suntem în stare. Și nu numai asta, sunt o mulțime. Ar comoda, dar nu prea mult. Oricum, sunt variante destul. Dacă se face bine, se repară bine, se poate. Dacă face nasol, aire treaba. Până acum, cum par lucrurile? Deocamdată bine. Deocamdată sunt mulțumit și e bine. În cea de-a doua etapă se va închide circulația pe sensul de mers centru către sud pe partea cu Colegiul Național Mihai Viteazul de la trecerea de pieton care traversează bulevardul din dreptul scoarului până la trecerea de pieton din Piața Victoriei, Poșta Mare, lăsând liberă circulația în dublu sens pe partea cu Muzeul de Artă. Organizarea de șantier se va realiza în zona parcării ce deservește Colegiul Național Mihai Viteazul de pe strada Maramureș.